Sunt convinsă că printre telespectatorii noștri se află și apicultori, da? Pentru dumneavoastră este următorul material. Dragii mei, astăzi vorbim despre o temă foarte, foarte importantă. Biostupul. Vă rog să ne spuneți și mai multe despre biostupul. Înțeleg că nu este chiar o noutate în apicultură, este deja pe piață de aproape un deceniu. Cu ce vine în plus acest prototip față de altele? Biostupul inițial a fost inventat într-o formă mai începătoare, cum zic așa, mai rudimentară, dar noi în timp l-am îmbunătățit, în sensul că i-am făcut diafragme din plastic, că este un plastic antistatic și alimentar, care este acceptat pentru produse bio. Și mai nou avem, facem lezlic, asta pot să facă și alți constructori, cu corpurile pereților din îmbinări în dinți, între lamele, ca să explic așa. Și în felul ăsta crește rezistența stupilor în timp și nu apare gradul de uzură așa de rapid în comparație cu îmbinările simple. Iar la... În ceea ce privește folosirea biostupilor, din ce în ce apar noi metode de a ierna, de a ne adapta la producție. Sunt avantajos la mulțire, cine vrea să se extindă, deci este compartimentat în trei compartimente a câte 6 rame și se formează nucleile acolo, se dezvoltă și devin roi, iar rămân pe iarnă la iernat împreună și în felul ăsta formează un ghem împreună. Se pot face hrăniri simultan la toate trei compartimente pentru un hrănitor prin care trece albina prin diafragma cu ochiuri Hahnemann și în felul acesta se poate hrăni împreună sau se poate face și stimulare simultană la toate cele trei nuclee sau familii dacă sunt în situații de iarnă sau spre primăvară când se face stimularea. Iar la producție se folosește o familie principală pe 12 rame la care îi atașăm și două magazii sau o magazie, depinde de solicitarea clientului. Mai avem atașat la el o roiniță pentru 6 rame ca să-și formeze un nucleu sau să aibă matcă de rezervă și cu familia ajutătoare se lucrează. Din cauza că în ultimul timp clima este foarte mult schimbată, sezonul de cules la anumită specie, de exemplu la salchim sau la tei, trece mult mai repede față de anii anteriori și e nevoie de familii puternice și să lucreze cu familii ajutătoare ca să avem albină suficientă la culesurile mai intense. Sau când sunt perioade mai slabe de cules, putem lua rame cu puiet de la familia ajutătoare, întărim familia principală, să ne pregătim familia de albine cât mai bine dezvoltate înainte de un cules mai intens.